Stimați consilieri, bun venit la ședința noastră de astăzi. Este ora 9. Prezența Omul negru este 100%. Deci este momentul să deschidem ședința de astăzi. Înainte de a da citire ordinei de zi, vreau să supun la vot discuții pe marginea a 4 procese verbale de la ultimele ședințe. 2 ședințe ordinare și 2 ședințe de îndată. Dacă sunt obiecțiuni, acum să nu le mai oferă între fiecare proces verbal, dacă sunt obiecțiuni la cele 4 procese verbale. Deci nu sunt obiecțiuni. Supun la vot cele 4 procese verbale. Cine este pentru? Important e codica. Da, mulțumesc. Da, deci trecem acum la ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi. Rugăm pe domnul primar să ne prezinte ordinea de zi, care este destul de amplă, cum s-ar spune. Sunteți convocați în ședința ordinară pentru data de 18.12.2023 la sediul primăriei cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și a altor taxe locale pentru anul 2024. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1, litera D, a hotărârii Consiliului Local numărul 21, privind, din 29.3.2023, privind aprobarea numărului de asistenți personali a sectorilor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcani. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Comunei Balcani a unor bunuri achiziționate prin programul PNDRE, proiect îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Balcani de Bacău 7, proiect de hotărâre privind aprobarea plății contribuției aferente anul 2023 pentru UAT Balcani de Bacău către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Proiect de hotărâre privind analizarea și dezbaterea nomenclatorului stradal Comuna Balcani de Bacău. Divers. Da. Dacă mai sunt și alte proiecte la ordinea de zi. Propuneri? Nu. Cine este pentru ordinea de zi prezentată? Da. Bun, mulțumesc. Da. Acum trecem la dezbatere pe puncte. Proiectele privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani de Bacău. Da. La 1 și 4 nu participă. Da, bun. Și eu la 5 nu participă. Și eu la 5. Da, am înțeles, știu. Da. La acest proiect, dacă sunt discuți pe marginea acestui proiect, rectificarea bugetului local al Comunei Balcani. Am primit 800.000 da. La Consiliul Județean. Nu avem voie să-i cheltuim, după cum știți, cu hotărârea, cu ordonanța 123. I-am primit, dar nu putem cheltui. Da. Cred că eu vă gata unde avem datorii pentru la anul. Dar la anul îți pot cheltui. Îți pot cheltui. Dacă cheltui la anul. Da. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Da. Împotrivă, abține, mulțumesc. Deci, hai să privim că la acest proiect, domnul Borea, sau... Nu participă, da. Proiectul trebuie privind aprobarea impozitelor și taxelor locale. Da, n-am fost atent. Eu votez împotriva. Da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și altor taxe locale pentru anul 2024. Da. Discuții. Dar au rămas aceleași. Rămân aceleași prețuri? Da. Da, aceleași prețuri. Nu mai indicii ridicii. Nu mai curată inflație. Poziția mea de rol nu sunt de acord. Asta e rata inflației 13,8. Cam mult. Să mai
Ar mai fi posibilitatea din buget să mai scadă acest impozit? Nu. Da, rămân așa. Păi sunt niște coeficienți care la noi sunt folosiți... La maxim, nu? Aproape de maxim, permis de lege. Acolo e problema. Indexarea asta a făcut, deci în fiecare an au crescut. Să vedeți la Bacău cum se plătește. Mai mult decât îți permis de lege. La Bacău ai boc. Ai stradă, aici ai lift, ai lift, ai canalizare, ai apă. Da, alte discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Cu poziția de rol a mea, atât. Trei. Sincer. Deci, împotrivă trei. Trei, da. Asta ar fi la fiecare. La fiecare trebuie. Da, nu vreau nici. Și acum cât despre funcții. Da, vă la taxe de salubrizare pe anul 2024. Cu referitor la salubrizare, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Au rămas aceleași taxe, noi nu le-am... De specificat, doamna proprietar. De acord, dar nu cu poziția. Adică în procesul verbal. Până la urmă, cum o să rămână? Cu trei... pe lună și una pentru... Cum a fost până acum? Deci cum a fost până acum? Da. Domnul Vara, aveți... Dacă o să fie ceva schimbări, facem altă hotărâre. Încă nu se știe care e. Dar referitor la sticle, că nu s-au strâns până acum, acum ați venit la 5-a oară, am înțeles, cu pe lună. Nu, vin o dată pe lună și sticle și... Deocamdată, da. Plasticul și cartoane, da. Da, pe 23. Da, da. Menajer vă... Trebuie așa la lune. Fiecare lună. Dar nici nu produc nimic ca menajer. Păi, până acum nu a venit în fiecare luni și într-o sâmbătă pentru... Astea reciclabile? Asta înseamnă că într-o săptămână nu va veni pentru cel menajer. Da, păi dacă se zice aici de 3 ori pe lună și o dată pe lună pentru reciclabil. Da, până acum e de 4 ori, exact. Și a 5-a oară. Era a 5-a oară. Acum aici scrie de 3 ori pe lună, da? Și o dată pe lună pentru deșeurile municipale reciclabile. Asta ce înseamnă? Că nu mai vine a 4-a oară pentru cel menajer. Ce se întâmplă? Deci sar o săptămână, nu? Selectiv, da, da, da. Păi și bagă ce face lumea? Bagă o săptămână fără da, să îi se ridice cu noi. Poate e o greșeală. La așa fel nu de acolo. Nu, dar până acum au venit de 4 ori. Deci de 3 ori. Până acum veneau de 4 ori. Hai să aprobăm de 4 ori pe lună și odată... Păi așa se aprobăm de 4 ori. Da, da. Așa a fost până acum. Da, bun. Cine este... Pentru care? Pentru 4 și 1. 4 plus 1, da? Da, 4 da. Plus 1. Cred că e greu. Da, bun, mulțumesc. Împotrivă, abțineri. Da, trecem la următorul proiect. Proiectul de privind modificarea punctului 1 litera statării Consiliului Local din 91 din 29-3-8 privind aprobarea numărului de astfel personale persoanele cu handicap grav. Am mai... Eu nu fac nimic, doamna să zic. Da, da. Nici eu. Nu, eu particip. Particip. Era și cu handicap. Am crezut că e cealaltă. Da. Discuții pe marginea acestui proiect? Au fost 35? Au fost să mai adaug fost persoane? De la 35 la 40 de persoane. Dar și știți că dacă eu primesc mesaj, eu știu să vreau. Că de ce nu deschizi telefonul mai des? Nu, dar primesc că asta și a fost 40. Da, să le trimit eu pe mine. Ia banii geamă. Da? Discuții? Da, bun, mulțumesc. Cine este pentru? De la 35 la 40. Contribuțiile astea sunt fixe sau se mai pot majora? De funcție de... Sau să așa de handicapul pe care obține de la Comisia de Handicap sau nu știu cum. Cam așa ceva funcționează, nu? Deci niște parametri. De lege, deci da. Majorăm da. Noi. Deci da. Sunt coeficienți stabiliți. Coeficienți stabiliți de lege, da, ok. Da. De acord. Da. Cine este pentru, da, încă o dată, ca să... Da, bun, mulțumesc. Împotrivă, abțineți, nu. Da, mulțumesc.
Proiectele privind aprobarea organigramei a statului de funcție aparatului de specialitate a primarului Comunei Bacău de Zbacău. E 5? Da. Maști, nu participă. Nu participă. Nici domnul Găboreanu. Da, da. Discuții pe marginea acestui proiect. Organigrama primăriei. Da. Domnul Barna, nu pot fi. Este prezentat la... Cum mă organizam mai cu oamenii din primărie, măi, străzi, deci nu. Stai cu străzi de acolo. Suntem... Lasă că ajungem pe acolo, e ultimul. O să spun? Da, da. Domnul Ivo. Suntem ca într-o piesă de teatru proastă, un fel de tragicomedie. Piesele de teatru încă din antichitate erau structurate pe, ca și structură mai mare, așa, pe acte. Conțineau 5 acte, adică asemăna un act cu un an de zile. La noi deja piesa asta de teatru proastă e din 2015, înseamnă de vreo 8 ani de zile. Și o piesă de teatru proastă, și aș spune tragicomedie, din două motive. Tragică este pentru că prin piesa asta de teatru se jecmănește bugetul public al Comunei Bacani și comică din punctul de vedere al celor care jecmănesc bugetul Comunei și nu fac nimic pentru interesul oamenilor. Și de ce zic, treaba asta? Pentru că de 8 ani de zile avem niște posturi care se perindă prin organigrama Comunei Bacani. 8 ani ori 365 de zile înseamnă vreo 2920 de zile, adică vreo 2920 de scene. Azi asistăm iarăși la o scenetă din asta ieftină, tragicomică și proastă, prin care se jecmănește în continuare bugetul Comunei Balcani. Am avut din 2015 postul de administrator public, bugetat și plătit din banii Comunei Balcani, care nu am văzut să aducă vreun beneficiu locuitorilor Comunei Balcani. Și din 2020 aveam postul de consilier personal al primarului, care la fel nu văd vreun beneficiu în ultimii 3 ani în urma bugetării și plătirii acestui post. Astfel încât amendamentul meu este, așa cum am susținut și din 2016 până în 2020, desființarea postului prin care se jecmănește banul public fără a avea nicio utilitate în dezvoltarea traiului locuitorilor Comunei Balcani. Da. Da. Mulțumesc. Altcineva? Dar eu văd aici, probabil, conform legii. Există o lege pentru care se încadrează și se completează organigrama primării. Ce că vorba multă sărăcie. Da. Conform legii are 48 de posturi. Da. Conform legii. Pe conform legii. Da. Toate dintre se care, fac... dintre ca... da, cu tot cu persoana auxiliar? 48 de posturi? Da. Da. Iar dintre care la Comuna Balcani sunt vacante 17. Domnul președinte, deci, vorba multă sărăcia omului, n-ai priceput. Vorba multă sărăcia omului. Spune că nici nu sunt ocupate toate posturile. Asta este, nu s-a ajuns la... Deci, ocupate, nu? Este un post care nu a existat până în 2020 și a fost inventat pentru a se plăti polițe electorale, să știe pentru ce a fost inventat postul de consilier personal la care recupă domnul Ivo. Și o insultă la adresa oamenilor care plătesc taxe și impozite în Comuna Balcani. Și vă spun lucrul ăsta, cum v-am spus și că era o insultă la adresa oamenilor a se plăti un post de administrator public într-o comună cu 7.000 și ceva de locuitori pe listele electorale, dar în care trăiesc 2.000 și ceva de oameni. Cât? 2.000 și ceva de oameni sunt aici efectiv. Care votează. Care, da, cu drept de vot, păi despre ei vorbim. Nu, care votează efectiv. Pe listele... De 7.000 trăiesc 2.000. Efectiv aici, în comună, domnul. Mulțumesc. Dar sunt prezenți. Uite, domnul Barna, eu nu-ți dau niciun răspuns. Eu vreau să votez. Eu nu dau niciun răspuns. Cine este pentru? Dar nici nu mă așteptam să-mi brațe.
Nu, nu votez. Bun, mulțumesc. Împotriva? Dumneavoastră ați zis că nu participați. Și nu participați din cauza faptului că sunteți în conflict problema de interese. Și dumneavoastră și domnul Cornel Găboreanu. Da. De-aia nu participați. Da, 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 pentru că dacă ați participați, deci intra în conflict de interese. Da, 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 deci, da, da, da. Cine este pentru? Încă o dată, hai riscați, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigur, 7, din cauza 9, 10. Da. 10 pentru, 2 nu participă. Și 3 abține, da? De 10 și cu 5. Nu, cinci, eu da? Împotrivă, nu mă abțin. Împotrivă, da, împotrivă. Da. Da, mulțumim. Următorul. Proiectele privind includerea în domeniul privat al Comunei Balcane a unor bunuri achiziționate prin programul PNDR, proiect din... E vorba despre camionul, auto specială care am cumpărat acum. Și este obligatoriu? Da, este un lucru este bun. Obligatoriu să da. Treacă în domeniul da. Privat? Da. Așa prevede... Legea, da. O întrebare, camionul este ce e basculabilă? Da. Ai nevoie de ea. Nu, dar mi-am făcut-o pe mea acum. Dacă nu a fost achiziționată, cum a fost? Da. Discuții? Dar nu dacă nu este voie. Cine este pentru? Bună, vorbesc serios. Da, da, bun, bun. Cine este pentru? Cât un camion de ăsta mare. Împotriva abținerii. Nu joc găsit o... Următor. Trebuie privind aprobarea plății contribuției aferente anul 2023 pentru a Comuna Balcan de Spargo către Societatea Națională de Cruzei, taxa care plătim la Crucea Roșie. Da. Asta n-ai ce să... Da. Cine este pentru? Haide. Asta n-ai, asta e taxa. Asta e... Da, bun, mulțumim. Următorul? Proiectul de privind analizarea și dezbaterea nominatorului stradar Comuna Balcan de Spargo. Pentru a zis? Nominatorul. Străzile. Nomenclatorul pentru străzi? Da. Aaa, pentru oriți? Da. Dar nu, ăsta îl punem în dezbatere, nu se votează. Poate mai sunt denumiri de trăzi care vreți neastră, care veniți cu... Noi i-am făcut așa, numai pentru dezbatere. Denumiri o să dea și la niște personalități din Comuna Balcan, că mai sunt știi. Păi toate sunt din Comuna Balcan. Toate denominații care au fost la școală, conducerea simărilor. De asta am adus la cunoștință, sunt dezbatere. Dacă mai aveți sau nu sunteți mulțumiți sau alte... Da. Eu din discuții... Dacă aveți la negativ... Da, domnul Bară. Referitor la nomenclatorul stradal, aș vrea să precizez două lucruri. Unu, în 2018 sau 2019, știu că am venit aici și am citit în Consiliul Local problema unei persoane care îmi povestea că trăiește prin Elveția și nu și-a putut rezolva acolo niște acte din cauza faptului că pe buletinul de Balcan nu existau străzi, o denumire de stradă și dumneavoastră a spus că nu e adevărat. Acum am ajuns să le denumim și este foarte bine. Și vreau să înțelegeți, plecând de la precizarea asta, vreau să disociați și să înțelegeți că nu am nimic personal cu nimeni și nu cred și sper să nu aveți nici dumneavoastră și să înțelegeți ce vă spun, pentru că sunt lucruri obiective ce vă aduc eu în vedere. Am văzut că ați denumit anumite străzi pe aici foarte frumos. Mă așteptam totuși să fie și o stradă denumită după un om care e decedat în 2007, și care în ultima sută de ani, din ce știu eu, este singurul pictor al Comunei Balcani. Autorizat de Patriarhia Română, cu două facultăți terminate la zi, una de 4 ani plus ucenicie de 3 ani, cealaltă de 4 ani la zi, care a pictat biserica din satul Balcani, care a pictat catapeteasma din sat Ludaș, din biserica din sat Ludaș și biserica Ludaș în proporție de 70%, care a pictat biserica protopopiatului Moinești, care a pictat catedrala din Baia Mare, care a pictat mănăstirea Tarcău și alte 30 și ceva de biserici. Și vreau și refuz să cred că dumneavoastră nu o să țineți cont de lucrul ăsta, doar pentru simplu fapt
că eu sunt oponentul dumneavoastră politic. Eu v-am spus că ceea ce vă input dumneavoastră este în calitate de primar. Niciodată nu v-am reproșat nimic în calitate de om. Așa că vă rog să țineți cont și de tatăl meu, care eu cred că a fost o personalitate a satului, a comunei. Și să denumiți o stradă după numele dumnealui. Eu cred că merită, pentru că merită, nu pentru că e tata, ci pentru ceea ce a făcut. Și domnul președinte de ședință, ați susținut că ați fost prieten cu dumnealui. Am mințit cu ceva? Nu. Deci eu vă rog să țineți cont de recomandarea mea și dacă sunteți de acord să denumiți o stradă care vreți dumneavoastră din Balcani. M-am uitat pe Balcani, m-am așteptat că găsesc pe la Schitu ceva pentru că el este din Schitu, n-am găsit nicăieri. Nu, probabil. Dar nu-i strada Barna. Aici în nomenclator nu este. Probabil, domnul Barna, probabil că a fost o scăpare. Eu nu v-am criticat. Vedeți că am încercat să păstrez. V-am adus la cunoștință că ar trebui să luați în considerare și numele lui. Dacă aveți una cuvință și sunt și restul consilierilor de acord, eu propun... E singurul istoric al comunii care mai știa ce bani. Eu nu v-am zis care jos. Eu v-am spus că cum am început? Refuz să cred că era voință sau nimic, da? E o scăpare, așa că vă rog, dacă se poate, să o corectați. Bă, ce vorbe e cu mine? Băi, nu vă rugați să muriți acum, dar să vă dea. Pentru domnul Țepe n-am văzut date biografice, n-am găsit. N-am descoperit carne. Deci eu cred că l-am găsit eu. Da, domnul Munga, d'acord, mulțumesc domnul Barna. Este strada principală aici, care nu e nouă din nou. E strada Alexandru Ion. Am vrut să zic ceva. Am vrut, dar da, bun, mulțumesc domnul Barna, da. O să ținem cont de propunerea dumneavoastră. Alte discuții? Și o întrebare. Să schimbă și numerotarea caselor? O întrebare. Nu e din partea mea, la fel mai mulți oameni mi-au spus și am discutat chiar și cu colegii consilieri. Toată schimbarea asta se va face pe cheltuiala cui? Cheltuiala oamenilor? Trebuie să meargă să schimbe buletinele sau cum se procedează? Nu cred. A schimbat. Când se schimbă buletinul, legal să plătești o taxă, va avea noua denumire. Vă dați seama că vor fi foarte multe pentru toată documentația la mașini, în primul rând. Da, că nu mai corespunde. Da, nu, prea mulți mai merg cu... Natural să va schimba, nu, eu ia cu pitoți. De exemplu, eu pe buletin scrie că sunt născut în comuna Pârjol, așa era atunci. Așa și pe carte de identitate cu domiciliu. Da, așa de asta vreau să spun, că și aici nu ar fi o problemă. Normal nu era legal să fii la un consiliu local, nu? Așa trebuie. Cu piciorul cu comuna Balcă. Eu propun ca Valea Schitului să cheme monumentele eroilor abandonate. Eu asta propun. Pentru că s-au abandonat toate, oare din banii care s-au alocat pe acolo, nu erau cam 10.000 de lei să pună niște plăși comemorative să scrie acolo cine a fost, cine nu a fost în război, sau cum zice domnul Barna. Dar nu e abandonat, e pus o păsărică acolo și atât, și-a rămas cu păsărica, păsărul e numai. Da, adică nu e abandonat. E din când am plecat eu. Dinainte. Da. Dar au trecut atâta, dacă eu eram, cred că n-l abandonam. Îi puneați o păsărică. Îi puneam o păsărică. Luați în calcul și faci la... Luați în calcul. Eu n-am zis că trebuie făcut. Luați în calcul. La diverse, dacă avem probleme. Asta la diverse, la. Da, la diverse. Deci am trecut deja, bun. Alte discuții, dar domnul Gânga. Domnul primar, acolo la UNERS, făcut lucrarea în curățuri. Nu, poate da, s-o lăgească, doar de acum s-o întărit betonul.
Știu că trebuie să iei 30 de zile, dar măcar mă pind mai încolo balastru, am zis. Când vrei. Nu e obligatoriu. Și nu e obligatoriu. Avem ulița la două becuri astăzi, ulița de la cimitir, unde stă prima uliță de la deal, unde stă Zenghel. Sunt două becuri arsă și două făcuri. Au fost? Și mai sunt două becuri pe căsoasa, trei becuri, tu m-am capăt. Dacă, măcar acum, de sărbători, poate. Da? Ia. Nu, sunt două în capul satului pe dreapta și unul la vale, la timp, la timp. La pisaca. Dar ai din mult. Da, eu la fel. O întrebare, cred eu, legitimă și vreau să fie întrebare sau să vă aduc la cunoștință, să vă pun în vedere cum vreți să interpretați. Am fost la grupul sanitar când am venit, am văzut că nu curgea apa. Știți că este o problemă cu seceta. A fost, acum nu mai este. Unde la noi, la grupul sanitar? Da, aici nu, nu știu, fie o problemă, nu știu exact de ce nu curge, dar la nivel de comună, e o problemă apa. Aveți în vedere vreo măsură pentru 2024 că precipitațiile vă căscam puțin? Avem un câștigător la proiectul apă și canalizare, 30 zile pentru contestații. La sfârșitul ianuarie, dacă nu se depune nimeni. Foarte bine. Contestații și ce vor face? Apă și canalizare în comun. Apă și canalizare. Da. Foarte bine. Asta e proiectul. Pe o anumită zonă. Da, principalul. Ai să face pe... Oricum e de durată. Păi începi-l cu sito, termină cu... frumoasă. Dar nu mai schimbă ceva până pe cea cu... Și în țara asta, nu? Cine să schimbă? Din izvoare, nici la... Să ridic și-o acolo. N-am mai ridicat de mult problema. Acum a avut asta, selectuții, știți, te mai gândești, nu-i dracu de doamne, iată. Unii se mormântează. Eu am o problemă în comuna, în satul Balcani. Noi avem problema ofisului dumneavoastră cu cimitirul. Efectiv este, nu pot să zic de râs, dar... Da, cum să fie? Cum să fie de râs? Dacă au murit cealaltă, se pune peste o rudă, peste maxa, peste taie, să-i scoată, să-i mute. Chiar nu se poate găsi un teren să faci, să oferi primăria, nu știu, acolo în parte, parte ce este. Să-l cum te mai încălnești. Hai că spun eu o anecdotă, un răspuns îți dau dacă îmi permiți. Așa e problemă la Ludaș. Se poate, la chiar să achiziționezi un teren mai deasupra acolo, se poate să deal. Da? O dat mai la deal. Așa e de grav. Și unii cimitire mai înainte. Numai că e accidentat acolo. Privat acolo. Privat, da, dar deci nu se poate achiziționa? Chiar de către primărie. Dar n-am discutat cu preotul Consiliului Parohial, am fost cu discuții vechi. Nu, dar să pună și primăria bănuți. Aia e problema. Că ești arat, vreau să zic, bă, dar eu de unde să spun la prierul meu, și așa are puțin în statul Balcan, nu? Dar sunt oameni chiar vorbim. Productivitatea lui economic e foarte scăzută la Balcan. Domnul Dichel. De unde spun chiar teren? Ești la vârta Senectuti, nu? În 2000 era problema că cimitirul la Frumoasa Catolic nu au unde să îi îngroape. Ca o glumă, bucătarul Nicolae, care era consilier, ascultă, era la România și a spus că da, nu au voie, nicio problemă, îngropați în picioare, că sunt cap. Ca o glumă, zice. A, și cei care au furat, cum le-a furat, să zic, n-a furat nimic. Și, nu știu dacă știți, Rață și cu Barna și cu Vornicu au dat cât de 200 milioane cinstit din buzunar și au cumpărat anexa la cimitirul la Frumoasă, ca să îi îngroape la orizontal, nu știu dacă știați asta. Deci 20 milioane cinci. La vertical. La orizontal. La orizontală, dacă tu, nu era... Dacă vrei, a spus de verticală înainte, acum... Ca să fie la orizontal. Nu, dar s-ar putea achiziționa un teren mai radial, încolo, sub teren. Dar este? Ar fi? Cum este regimul, cum este cimitirul catolic? Sus, fi de vijorul ăla. Dar cine e cimitirul? Da, noi, de ce să-l pădurească de la urmă, face chestii cu burdomul, zici acolo. Dar acolo, terenul oamenii care i-au donat. Da, eu, aici nu e vorba de teren. Unde? La teren s-ar găsi, este vorba de
Bursa economică, de bănuți. Era de mine și de Șămil Vornicu. Pentru că era unul, nu se înțelegea cu preotul Ciceu. Nu se înțelegea, și nu vor să iei. Stau eu. Da, după ce s-o există. Nu, nu. Porțiunea ce e, zic, dar s-o există de două ori. Dar nu, chiar n-am în zona aia. Dar nu, unde ai? Că ai terenuri acum. La Lodaș. Nu, de acum dezbat conținerul, după aia. La Lodaș. Este în câmpul bucată. Este în câmpul bucată de vânzare. German, e unde câmp? În câmp la bancă. Lazăr de radial de cimitirul vei acolo. Toată panta aia acolo, numai că e cam accidentat. Da. M-a lăbat acum. La metru pătrat. Dacă vrei să stai... Dacă vrei să stai... Cornel, dar sunt atâtea terenuri între Balcan și Lodaș. Cum? Vânzare. Cât poate fi metru pătrat? Mai e veci euro, declarat un milion de achiziții în 2 metri nu pasă, dacă nu mai. Dacă vă rog. Eu mâine plec la București tot cu drumul ăsta de la Căpășuna, mai cer niște clarificări. Dacă o fi cazul pentru o ședință de îndată, să nu venim de la București, să mergem iar poi mâine, prin telefon vă sunăm de acolo, eu cred să facem de îndată. Da, bineînțeles. Da, mai bine, mai bine, mai bine. Să numai confirmăm telefonii, nu? Da. Nu mai întâlniri, nu mai... Dacă o să încearcă, nu știu, dacă trebuie să fie în hotărâri. Eu le mulțumesc. Pe loc să face drumul pe Căpățăr, îl face drumul la... Azi, acum, gata, ați terminat? Da. Păi să nu știu. Da, vă mulțumesc. Ședința s-a încheiat. Ați închis aparatul, da? Participare. Sărbători fericite la mulți ani. Două de unde sunt care sunt sărbători? Vine Moș Crăciun acum. După.